Domnule președinte, încep întâi cu dumneavoastră. S-a grăbit Klaus Iohannis cu consultările pentru mâine? Doamnă, o să fiu foarte sincer. Dacă aș fi președinte și aș avea un asemenea rezultat al alegerilor, m-ar durea capul. Păi cred că și pe Iohannis îl doare un pic capul. Îl doare și cred că în mod legitim vrea să facă o tură de preconsultări. Aici e o chestiune de decență, dacă răspunzi unei invitații a președintelui sau nu. Sigur, te poți agăța de scame constituționale să spui după ce Parlamentul este validat și știm care sunt partidele din Parlament. În realitate, noi le știm la ora asta. Și faptul că președintele încearcă o preconsultare pentru a lua pulsul partidelor, cred că este un lucru care îl ajută să-și determine o poziție viitoare după ce partidele parlamentare vor fi validate de Biroul Electoral Central. Păi și înțelegem că mâine o să se consulte domnul Iohannis cu dumneavoastră, mergeți la Cotroceni, bănuiesc, cu cei de la USR, PSD și ALDE nu merge. Doamnă, o să merg pentru că întotdeauna aș considera nepoliticos, cum am considerat și în timpul mandatului, ca o invitație a președintelui să fie neonorată. Până la urmă, e omul care are 6 milioane de voturi în spate. Niciun alt politician nu are nici măcar 10% din cifra asta în Parlament. Așa că măcar pentru legitimitatea pe care o are, trebuie respectată o invitație a președintelui. Domnule președinte, pentru că aveți multă experiență, aș vrea să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, se poate Klaus Iohannis folosi de legea 90 pe 2001 pentru a-l respinge pe Liviu Dragnea, pentru că are condamnare. Doamnă, eu vă spun foarte cinstit. Președintele are obligația să respecte legea. Și legea spune că dacă ai avut condamnare, nu poți fi membru în Guvernul României. Premierul este șeful Guvernului României. Deci președintele nu poate să încalce legea, iar constituțional, Constituția prin articolul 105, aliniatul 2, dă dreptul Parlamentului să legifereze în acest domeniu. Iar Parlamentul a legiferat prin legea 90 pe 2001, care la articolul 2, printre alte incompatibilități, o stabilește și pe aceea de condamnat penal. Dar deci instanța nu are interzis dreptate. Pe de altă parte, instanța nu e interzis să fie, să ocupe o funcție. Da, mai înțeleg. Doamnă, dați-mi voie să vă citesc că altfel tot soiul de analiști și analizatori pot face pe televiziuni orice speculații și orice dezinformare. Aici scrie la articolul 105 din Constituție, incompatibilități. Funcția de membru al guvernului este incompatibilă cu exercitarea unei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de deputat sau senator. La aliniatul 1, iar la aliniatul 2, articolul 105 spune: alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. Ori legea 90 pe 2001 este o lege organică, legea de funcționare a Guvernului României, care adaugă la incompatibilitățile din Constituție și pe aceea de a fi fost condamnat. Definitiv, condamnat penal. Deci președintele nu poate trece peste legea 90 pe 2001. Bun, deci este foarte clar. PSD să-și aleagă pe altcineva atunci să meargă la, să propună președintelui, pentru că există această lege care nu poate fi doborâtă decât dacă e contestată, înțeleg, dar e un proces care durează la Curtea Constituțională. Am văzut că a intrat în scenă domnul Ciorbea.
doamna Ciulin, domnul Ciorbea e o mazetă. Un om care are credite mari și slavă Domnului că i-a dat o funcție USL-ul ca să poată să-și plătească creditele. Are ipotecă pe casă, vai mama lui. Ăsta nu e un om liber. Eu vă spun ce spune Constituția, care trimite către Parlament să stabilească și alte incompatibilități. Iar legea 90/2001 stabilește această incompatibilitate. Dacă ai fost condamnat la viața ta, indiferent pentru ce, pentru că ai trecut pe roșu, sau că ai furat la referendum, sau că ai omorât cu mașina oameni, indiferent pentru ce motiv, dacă ești condamnat penal, nu poți fi membru al guvernului. Și vreau să vă mai dau un element. Nu este singura interdicție pe care o stabilesc legile de aplicare a Constituției. Căutați legea 303/2004, care se referă la statutul judecătorilor și procurorilor. La articolul 14, aliniatul 2, litera C, este interdicție totală să fii judecător sau procuror dacă ai condamnare fiscală sau penală. Deci, legiuitorul, Parlamentul adică, a dus articolele din Constituție până la capăt și le-a dat interpretare finală. Dar PSD poate forța lucrurile, domnule președinte, folosindu-se de scorul pe care l-a obținut în aceste alegeri și poate declanșa o criză politică, poate pune în discuție suspendarea președintelui? Nu poate, doamnă. La Curtea Constituțională, dacă atacă o eventuală respingere a lui Dragnea, nu au cum să câștige, înțelegeți? Pentru că Curtea Constituțională va lua articolul 105, aliniatul 2, care dă sarcină legislativului să stabilească și alte incompatibilități. Și legislativul a stabilit incompatibilități dacă ai fost condamnat pentru două categorii. Pentru membrii guvernului și pentru magistrați, adică procurori sau judecători. Deci sunt clare, practic, lucrurile. Domnul președinte Iohannis are destule argumente în bătălia cu PSD. Iohannis are dreptate. Eu nu știu dacă vrea să bată Iohannis cu PSD-ul. Dar eu atenționez că a pornit un tăvăluc propagandistic de care președintele nu poate să țină cont. Sigur, președintele poate analiza altă nominalizare de la PSD, dar nu nominalizarea unui politician care a fost condamnat. Pricepeți? Dar PSD poate schimba legea în Parlament? S-o schimbe. Cine l-a pus să n-o schimbe până acum? Știi cum e aia cu e mare și prost. Asta e viața. Domnule președinte, vreau să vă mai întreb și despre situația PNL-ului, pentru că ați văzut, au fost acolo alegeri, a fost pusă doamna Turcan. Înțeleg că omul dumneavoastră, așa am văzut pe niște site-uri, doamna Raluca Turcan, omul dumneavoastră, a fost pus în fruntea PNL ca interimar. Doamne, îmi dau seama că suntem un grup de lideri ai opoziției. Eu cu doamna Turcan și cu domnul Nicușor Dan, suntem tari. Dar și mai revine PNL sau nu? Doamne, și revine. Adrenalină se poate injecta. Dar e nevoie de lideri. Vă gândiți cumva să rupeți din PNL, să atrageți niște parlamentari către PMP? Doamne, dumneavoastră credeți că eu mai am nevoie de refuturile din PNL? Eu vreau să construiesc un partid. Ce să fac cu cei care au lins, s-au dus, s-au predat la PNL astăzi, dacă erau singuri, aveau singuri 20%, avea și PNL-ul 15% și erau 35%. Altfel arăta dreapta. Niște neisprăviți au distrus dreapta. Asta e realitatea, văzând
fostul PDL în PNL. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această intervenție. Aș vrea...